Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou episod din jurnalul unei gravidețe care tricotează și croșetează. În videoclipul de astăzi nu o să vă arăt nimic tricotat și croșetat. Vreau să atenționez mămicile care cred că vor face un chilipir comandând online. Vreau să le arăt ce înseamnă să comanzi online și ce comanzi și ce primești. În primul rând este renumitul site chinezesc pe care îl știți cu toții și am zis că poate încerca, bine că am luat foarte puține chestii, să văd că fiind mai ieftine, am mai auzit prietene care iau hăinuțe pentru bebeluși de acolo și zic hai să încerc. Nu am riscat la hăinuțe pentru că am mai comandat și știu că vin materiale foarte proaste. Am mai comandat haine pentru adulți, nu pentru bebeluși. Iar pentru bebeluși nu risc, pentru că aș vrea totuși să fie din bumbac și hai să fim serioase că se găsesc suficiente magazine cu prețuri accesibile în România. Nu are rost să comandăm de peste mări și țări o pisică în sac, cum se zice, da? Dar am zis că ai niște lucrușoare așa, nu neapărat haine, am luat foarte puține, 3 obiecte. Și dintre cele trei doar un singur produs mi-a plăcut, în rest am rămas puțin dezamăgită și vă arăt imediat despre ce este vorba. În primul rând, ca și orice mămică, m-am uitat după o geantă pentru toate accesoriile, toate nebunile pe care le iei cu tine când pleci. Și uitându-mă așa la prețuri, am zis că ieșea cam la jumătate de preț față de ce găseai pe piață la noi. Am zis că hai să încerc să iau. Eu neștiind că pe piață la noi sunt și magazine mai ieftine și o să vă spun despre ce magazin este vorba. Și am comandat geantă pentru căruț, da? În primul rând, în poză arăta această geantă mult mai mare, era pusă chiar pe un căruț și arăta suficient de încăpătoare. Când am primit-o am fost total surprinsă să văd că este mică, da? Este destul de micuță, nu mai știu cât a costat, parcă vreo 50 de lei, să zic. Are un umeraș și are niște buzunare, destul de practică, ca să zic așa, are niște buzunare pe interior, pe exterior, dar este, uitați-vă cât de mică este, are în jur de 15 cm înălțime și așa, nu știu, cred că are vreo 25 ca și lungime, da? Aici are vreo 10 cm. O să o folosesc doar când poate ies la plimbare pentru o jumătate de oră în fața blocului, pentru că nu mi-ar încăpea mare lucru în ea, poate un biberon, doi Pampers și cam atât, și un pachet de șervețele. Este micuță, vedeți că nici nu se închide bine, rămâne aici, nu are nimic, vreun fermoar sau ceva de genul ăsta, dar asta nu e o problemă. E mică, e compactă și pentru o croșetărea, să vă spun eu, cred că o să ajungă, o să văd cât de practică este pentru copil, dar s-ar putea să ajungă ca și geantă de proiecte, pentru proiecte mici când le iau cu mine. Gen o pereche de șosete dacă lucrez sau, nu știu, poate o căciuliță, ceva de genul, este ok, dar mai mult de atât pentru bebeluș nu se potrivește. Și ca să vă fac o comparație, eu am luat, bineînțeles că a trebuit, că știți cum e, cel care se ieftinește plătește dublu. Am fost în magazin și am găsit o geantă mai mare și ia uitați-vă cum, care este diferența, da? Geantă pentru bebeluși, ia uitați-vă, da? Se vede, nu? Diferența. Aceasta are undeva 30 pe 30 și pe 10 cm fundul. Asta da. Îți încap și are și fermoar, se închide cu fermoar, are și în interior buzunare, da? Deci are mai multe aici, uitați-vă, și un buzunar mai mare și buzunare mai mici și asta a fost tot, în jur de 45 de lei. Astfel de gentuțe le găsiți mai ieftine pe la, le-am văzut prin Decathlon. Asta am luat-o dintr-un magazin, nu mai știu, de cartier. Dar asta costă 40 de lei și asta, nu știu, 40-45, ceva de genul ăsta, și asta costă la fel. Dar e o diferență foarte mare. Și atunci asta a fost, cum să zic,
decisiva mea să nu mai caut cai verzi pe perete și să nu comand online, ci să mă duc să le văd în realitate. Pentru că nu se pupă și nu e prima experiență cu astfel de site-uri. Mai știți că mai am videoclipuri pe canal și v-am mai zis de astea chinezești. Că zici că faci o afacere, dar nu faci nicio afacere. Da? Deci am rezolvat cu geanta pentru bebeluși, că știți că trebuie să cărați cu voi, biberoane, scutece, haine de schimb, șervețele umede, laptele, sunt foarte multe și atunci trebuie să ai o geantă suficient de încăpătoare. Plus, ca să nu te mai cari și tu cu o geantă separată, îți pui și lucrurile tale, o mic etui cu tot ce ai nevoie, da? Pentru portofel, pentru asta, că nu mai stai să te mai cari cu 7 genți la tine. Ăsta ar fi primul produs comandat, gentuța, dezamăgire totală. Ce-am mai căutat eu și ce-am mai răscolit pe acel site a fost, am vrut un prosop de baie. Pentru că nu găseam nicăieri pe la noi și am cotrobăit, am fost și prin mall și prin asta, nu găseam nene un prosop de baie. Și zic, hai să iau unul, bine că am luat unul, doar. Detest să văd cum este. Ca de obicei, scriu pe la descriere coton, n-are nicio legătură cu coton, este acel material plușat, poliester, care nu absorbe absolut deloc apa, da? De ce să faci prosop de baie dintr-un astfel de material? Eu nu îmi explic și hai să zicem, măi, chinezi, chinezi, dar pe bune nu gândim absolut deloc, da. Este acest prosop, se poate folosi pe post de halat doar, nu este pe post de prosop sub nicio formă, pentru că e sintetic, e poliester. O să-l spăl și o să-l folosesc, vă spun sincer la ce m-am gândit să-l folosesc, să-l aștern pe măsuța de înfășat, pentru că e poliester impermeabil, ca să zic așa, semi, nu știu cum să mă exprim, și o să meargă așternut așa pe măsuța de înfășat ca și protecție pentru măsuță, nu altceva. Și atât. Sau poate l-așterni undeva pe un pat sau pe o canapea când pui bebelușul în timpul zilei sau ceva de genul ăsta. Deci pe post de păturică, să zicem, că o să fie folosit, nici într-un caz pe post de prosop de baie. Deci vă spun un mare nu la tot ce înseamnă țesături pe comandate online. Nu vă recomand. Am găsit prosoape foarte bune la magazinul Bumbăcel, căutați-l. Acolo am găsit foarte multe și rochițe pentru gravide din 100% tricotaje și prosoape și, apropo, și prosoape de baie, au niște prosoape foarte frumoase și foarte pufoase la niște prețuri foarte bune. Am văzut acel magazin în mall, mall-ul de pe Pantelimon, de acolo am luat eu prosoapele de baie, într-adevăr din stofă de prosop, da? Și nici nu foarte scumpe, cred că au fost tot așa în jur de 40 de lei sau 30 ceva de lei și prosoapele de față, să zicem, pentru baie erau 7 lei. Foarte bune, foarte bune la preț. Mi-am luat și pentru baie și pentru bebeluș și mai multe prosoape, inclusiv cămășuțe de noapte, din bumbac, 100% foarte plăcute pe piele și la niște prețuri foarte rezonabile. Vă recomand. Bumbăcel, sunt produse în Republica Moldova, dar e un bumbac de o super calitate și la niște prețuri foarte bune. Iar astea nu. Astea nu, asta se duce direct la, să zicem așa, întrebuințări pe aici pe acolo, unde să nu pară rău de el și să-l terfelesc, că pentru asta este să-l terfelești. Și al treilea produs, și bine că mă felicit că m-am oprit aici, au fost niște șosețele, ia uitați-vă ce haioase sunt, niște șosețele pentru jucării. Ia ghiciți pentru ce le-am luat pe astea, mai mult sunt pentru Fifi, ca să se joace cu bebe. Am aici o păpușică, așa, și o să vă arăt care este rostul lor. Vedeți, sunt diferite și au aici în... ca să se joace bebelușul, să apuce de ele, au aici un celofan în interior, aici au zorgănele, da? Se pun pe picioruș, da? Și
nu știu, au fost în jur de 5 lei, dar mi-au plăcut foarte mult ideea și m-am gândit că așa, dacă bebelușul dă din piciorușe, o să se joace și pisica cu el, nu? Să vedem, știți cum e, eu mi-am planificat așa, dar să vedem ce o să iasă. Bineînțeles că astea cred că le se pot pune și pe mânuțe și ar fi foarte curios pentru bebeluș să se joace cu aceste animăluțe, sunt și diferit colorate, foarte drăguțe. Am mai primit o pereche de șosete de genul ăsta de la cineva, așa că o să avem cu ce să ne distrăm. Foarte drăgălașe. Da, acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut online, au fost singurele. Mai mult nu mai comand, am mai luat de la noi, de pe un site românesc, nu știu, mi-am apărut o reclamă pe Facebook și am luat două costumașe de bumbac, alea într-adevăr au fost de bumbac, așa scria pe ele, bumbac, și au venit din bumbac. În rest nu, prefer să mă duc să le văd în realitate, pentru că, vedeți, online nu știu, nu știi materialul, nu știi exact cum arată, e destul de ciudățel și fiind vorba de bebeluș, trebuie să fii atent cu ce, cu ce lucrezi și ce alegi acolo să cumperi. Vă mulțumesc că ați vizionat și acest episod și urmează să ne mai vedem, presupun, da? Vă doresc o zi extraordinară, vă îmbrățișez cu drag și nu uitați că este păcat să rosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând! Pa, pa!